v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune între scriptură și ziar, între scriptură și ziare. În aceste zile fierbinți uh, și afară și în lumea politică și financiară sunt trei subiecte care ne înconjoară și ne presează dinspre zona ziarelor a mass Grecia, salarii și pensii. Despre bani, toate cele trei subiecte. De aceea în studio am invitat din nou uh, unul dintre experții financiari, consultant financiar, unul dintre membrii fondatori, ai unia dintre cele mai de succes bănci din țara noastră, uh, domnul Mitraj Dudaș, îi spun bun venit din nou. Bine și am, am vrea să înțelegem uh, ce se întâmplă cu Grecia. În uh, literatura profetică, națiunile sunt tratate precum indivizii. Și unele greșelile națiunilor sunt, prin personalizare, tratate ca în dreptul unui indiviz. Bănuiesc că și Grecia s-a comportat în ultimul timp, sau se comportă, sau putem citi în comportamentul acestei țări, comportamentul unui individ. Vă spun experiența pe care am avut-o eu în Grecia. Uh, și apoi să începem fără a-i judeca prea aspru, să înțelegem natura umană și să înțelegem dincolo de natura umană tratamentul pe care scripturile îl oferă pentru un asemenea comportament. Am fost în urmă câțiva ani în Atena, am vizitat Corint, am vizitat locurile istorice și marea mea surpriză a fost să văd că toată lumea stă la terase. Am întrebat când se muncește în țara asta, unul dintre prietenii mei greci mi-a spus o glumă destul de amară, el a râs mai cu poftă decât am râs eu și mi-a spus dacă vezi pe cineva că muncește, acela este fie albanez, fie macedon, fie polonez, fie român. Uh, și am zis voi, și voi unde munciți? Păi noi muncim ca paznici la metro. Dacă vezi pe cineva că taie biletele la metro, acela este grec. Uh, ce s-a întâmplat pe scurt în ultimul timp, din 2008-2009 până astăzi în Grecia? Și cum putem citi acest comportament în lumina naturii umane și a scripturilor care tratează această patologie a naturii umane? Într-adevăr, Biblia surprinde această imagine a unor națiuni. Ca și person personaje, ca și personificări. Și de multe ori, când stai să analizezi o națiune, poți foarte ușor să vezi caracteristicile comportamentului unei persoane, translatat, multiplicat, înglobat în comportamentul unei națiuni întregi. Așa este Grecia și așa pot fi multe alte națiuni, și în lume vedem diferite tipare de comportament care seamănă cu personalități, cu personaje. În ceea ce privește Grecia, într-adevăr, o țară care în 2009 avea o datorie undeva la 70-80 de miliarde de euro, astăzi are 370 de miliarde de euro și mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat între timp. E adevărat, aspectul acesta al tradiționalei lene, lipsei de muncă care o caracterizează pe Grecia, dar... E, și zona Balcanilor. Și zona nu Balcanilor. Numai, inclusiv la noi era vorba aceea, noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc. Da. Lucru valabil și în Grecia, valabil în toată, în toată această zonă. Problema însă are de-a face și cu... are conotații spirituale, are de-a face cu lucrurile spirituale, cu felul în care o națiune se alege să își împlinească mandatul. Vedeți, mandatul de a munci a fost dat înainte de căderea omului. Împăcat, în, în Genesis, în capitolul 2, Dumnezeu a ales pe Adam să lucreze și să păzească grădina Edenului. Chimul și munci, a fost blestemul, nu munca în sine. Exact. Cum rezultatul muncii, muncii, rezultatul dificil al muncii a fost blestemul, dar munca nu a fost blestemul. Munca face parte dintre acele lucruri care Dumnezeu ni le-a dat tocmai pentru a ne împlini, pentru a fi o valoare pentru cei din jurul nostru. De asemenea, Dumnezeu dorește ca să lucreze prin națiuni în felul în care el consideră, dar fiecare națiune, la un moment dat, este o lecție pentru alte națiuni. Așa văd și acum națiunea Greciei, pentru că sunt încă multe alte națiuni aproape de aceeași situație din punct de vedere economic. Aș putea numi Spania, Portugalia, Italia. Care stau cumva la rând. Care deci putem interpreta uită. Grecia folosită cumva în planul suveranului Dumnezeu ca un exemplu didactic. Exact, ca o lecție pentru uh, celelalte națiuni. Și, într-adevăr, ei se uită și la felul în care Grecia negociază, și la, gre la felul în care Grecia votează, și la felul în care Uniunea Europeană răspunde uh, presiunilor sau, uh, uneori, chiar șantajului, uh, șantajului uh, grecesc și vor să vadă în ce fel să se poziționeze și ele. De aceea, când avem de-a face cu asemenea situație, întotdeauna trebuie să ne uităm în Scriptură, să privim lucrurile pentru că ele n-au fost și nu sunt noi. Înțeleptul Solomon spune că nu este nimic nou sub soare. De-a lungul istoriei au fost națiuni, au fost persoane care au ales să-și construiască viața pe speculare, specularea conjuncturii, specularea situației, specularea comportamentului altora, și care au ales să-și construiască viitorul pornind de la niște lucruri care nu erau certe în momentul respectiv. Ne uităm în, în Biblie, vom găsi, mai ales în Proverbele lui Solomon, în Ecclesiastru, vom găsi asemenea personaje. În proverbe, de multe ori, ele ne vorbesc despre asemenea personaje ca personaje negative, cărora nu le este bine să le urmăm modelul, să ne urmăm pașii, ci mai curând să ne ferim de a merge pe calea lor. Sunt asociate cu lenia, sunt asociate cu lipsa de, de creativitate, de activitate, sunt asociate cu oameni care nu au caracter, nu uh, sunt de valoare și uneori chiar uh, este adus uh, în imaginea noastră uh, un împărat care nu are caracter, care este puțin valoros față de un țăran, un om obișnuit, dar care are caracter. Și comparația asta uh, de multe ori este interesantă de observat. Așadar, indiferent cine ești tu, uh -huh. împărat, indiferent cine uh, pretinzi a fi, Grecia sau oricine altcineva, membru al Uniunii Europene și așa mai departe, istorie foarte bogată, tradiții extraordinare, nu ai dreptul să șantajezi pe ceilalți sau să te folosești de poziția pe care o ai, tot, tocmai ca să-ți obții rezultate sau beneficii pe care speculezi să le, să le obții. Putem vedea aici un tipar al mândriei. Spre exemplu, am un prieten grec cu care discut și spunea dânsul în felul următor. Cum crezi că o să renunți Europa la noi, pentru că noi am fondat filozofia europeană și noi am fondat cultura europeană? Cum crezi că o să renunți Europa la noi, când până și pe euro au scris în caracterele noastre, în caractere grecești? Nu este asta o mândrie care duce înaintea căderii? Mândria duce înaintea pieirii, spune ha. proverbe. Căderea este mai, mai blândă, da. pieirea este mai dezastroasă și asta într-adevăr se întâmplă dacă ar fi să ne gândim la păcate, păcatul cel mare, singurul păcat mare este mândria. Și, într-adevăr, mândria generează avalanșa de neneolociri care o urmează. Da, de-a lungul istoriei mândria a fost cauza războaielor, mândria a fost cauza conflictelor de orice altă natură, adică inclusiv între persoane din aceeași familie sau din aceeași generație și în acest caz din nou apare această poziție. Noi suntem cineva, avem o istorie, avem o tradiție, avem anumite contribuții la filozofia europeană, dar uitați-vă, Europenii sunt gata să arunce afară pe geam chiar tradiția creștină. Uh, Și-au făcut asta. Sigur. Nu Aha. avem nevoie de uh, istoria noastră, pentru că în ultima instanță Europa s-a fondat pe concept creștin și este gata să arunce. Dar nu avem nevoie de muntele atos ca să rezistăm. Exact. Ca nu avem nevoie de muntele atos, nu avem nevoie de... Însă, într-adevăr, atunci când s-au alcătuit mecanismele euro, zone euro, au fost foarte multe scăpări. Aceste scăpări îi fac pe cei din Uniunea Europeană să aibă încă rezerve vis-a-vis -vis de Grecia. Nu cine este Grecia, nu mândria Greciei, ci scăpările care ei le-au avut în momentul când au alcătuit toată filozofia economică. Aici aș vrea Europa. să înțelegem care este și să învățăm ca națiune și apoi să învățăm ca indivizi pentru că să este intenția noastră să ne spălăm mințele cu lumina scripturii mm -hmm. și să nu ne lăsăm manipulați de media și de e exemplu grecii și apoi ca națiune să luăm pe urmele acestei, acestui exemplu. Care este puterea Greciei de negociere? De ce nu se poate renunța așa de ușor la, la Grecia? Ce ar pierde uh, această confrerie de națiuni dacă într-adevăr ar scoate Grecia din zona euro? Biblia spune în Proverbe 22 cu versetul 7, care este un verset interesant. Uh, cel care ia a împrumut este robul celui care i-a dat împrumut. Undeva uh, Grecia este robul celorlalți. Dar din această perspectivă, sau această perspectivă nu este bine creonată. Ce uh -huh. înseamnă să fii rob? Și în mecanismul financiar lucrurile se întâmplă cam așa. Din cauza zonei euro, fiecare bancă centrală a unei națiuni decontează tranzacțiile financiare cu Banca Centrală Europeană. Și prin Banca Centrală Europeană se decontează din nou spre Banca Centrală a altei națiuni. Să zicem că Grecia cumpără niște produse din Germania. Banii din Banca Centrală a Greciei merg la Banca Centrală Europeană și apoi la Banca Centrală a Germaniei. Și treptat, de-a lungul timpului, din cauza faptului că în Grecia s-au făcut mult mai multe importuri, s-a consumat foarte mult, o parte bună din. Puterea economică a Greciei s-a transferat înspre alte bănci, tot da, din zona da. euro, și a, Grecia a rămas într-un fel decapitalizată. Nu a mai avut bani. Grecia nu avea nevoie de sprijin, ci avea nevoie de bani. Zona euro a fost gândită în așa fel încât banii să circule, dar să circule în două sensurile, nu da. doar într-un singur sens. Ei, la un moment dat, Grecia, chiar dacă nu avea datorie foarte mare, și acum. Are datorie foarte mare, dar nevoia grecilor, înainte de orice altceva, este nevoia de uh, lichidități, de bani, de cash. Da. De, cash. Uh -huh. uh, de aceea, băncile au limitat uh, transferurile. transferurile, au limitat uh, puterea de a uh, scoate de la bancomate, cu toate că, în, uh, fiind criza așa de lungă, în perioada precedentă uh, crizei actuale o mulțime de bani s-au scos, scos din era. bănci și s-au transferat de către bănci. Băncile s-au protejat și și-au cam pus bani, capitalul pus. în altă parte. Dar, în momentul actual, ei nu mai au bani, pentru că banii au circulat dinspre Banca Centrală a Greciei spre alte bănci. O altă greșeală majoră a fost transferul creditului din 2009 înspre 2015, dinspre instituții. Private de credit spre instituții publice de credit, care au putere de negociere mult mai mare, care au forță mai mare și care pot bloca la un moment dat anumite mecanisme. Așa că Grecia nu are aturi în momentul actual în negocierea asta și ei au văzut-o. Faptul că au venit din nou și din nou cu oferte și au fost de acord cu măsurile. Cerute de creditorii internaționali arată că puterea lor de negociere este foarte slabă. A fost mai mult o poziție de aroganță decât o poziție corectă, rațională, rațională da, și mai și ales pe, pe niște baze corecte. Cu alte cuvinte, și Uniunii Europene este greu acum, sau zonei euro este greu acum să renunțe la un rob care. Probabil ar mai putea plăti cumva, deci nu poți să să-i dai drumul și să-i spui mergi, rupem lanțuri, le-am renunțat la tine, ci înțeleg că mai sunt lucruri care se pot încă scurge sau stoarce din, din Grecia. Undeva este vorba între a pierde tot, adică i am dat bani și dacă Grecia iese din zona și -am respectivă, mai recuperat ceva. am pierdut tot sau da. putem avem șanse ca în viitor să recuperăm. Acum e adevărat. Că în toți anii, chiar dacă datoria a crescut, uh, Grecia a plătit către instituțiile financiare mulți bani, sub formă de dobânzi. Nu din partea principală a creditului, ci sub formă de dobânzi. Banii s-au dus și ei au câștigat, oarecum au câștigat. N-au primit banii creditați, dar au primit dobânzile suficiente de multe ca să poată să-și acopere o parte din Una din Unul costul. dintre argumentele Grecilor este celelalte țări de ce nu au plătit? Germania de ce n -a plătit, nu și-a plătit datoria? După război. După război. Uitând un lucru că între timp ei uh, și-au dat salarii foarte mari pe o zonă de timp foarte scurtă salarii extrem de mari, pensionare la vârstă foarte redusă da și pensii de asemenea foarte mari, iar din 11 milioane să doar câteva milioane populație activă este un dezastru, o piramidă răsturnată. Cumva mă îngrijorez că și în România se întrevăd aceste lucruri. Spre exemplu, generația noastră, fac parte din celebra generația de crețeilor, nu va mai avea pilon de pensii. Migrez spre alte două subiecte care cumva sunt rodite mm. cu, cu ce se întâmplă în Grecia. Aceste pensii, între ghilimele, pun, cum le pune presa, cum le pune ziare pensiile nesimțite, ale parlamentarilor, ale conducătorilor, ale militarilor, aceste pensii și toată, toată discuția care se face în zona pensiilor, și apoi salariile demnitarilor. Mai întâi să luăm problema pensiilor. Cunoscând aceste lucruri și inspirându-mă din scripturi, deconspir acum o chestiune personală. Nu am foarte mare sprijin în pensie, ci mi-am făcut un alt plan de pensie, și pentru mine și pentru soția mea. Ce ne puteți spune legat de ce s-a întâmplat în Grecia? Uitați-vă, și-au dat pensii foarte mari, acum au rămas într-o insulă, fac troc deja, fac troc de produse, da. să dau produse contraproduse. Ce spune Biblia despre pensie? Biblia nu spune nimic despre pensii, subiectul acesta nu este deloc atins în Biblie, și nu doar pentru că în vremea aceea nu, cineva nu avea ideea aceasta, pentru că puteau să o aibă, lucrurile nu sunt noi niciodată, ci pentru cu totul și cu totul alte motive. Dumnezeu n-a intenționat niciodată. Ca generațiile să fie susținute din contribuțiile celor ce muncesc acum, sau, mai rău, ca și în cazul grecilor, din banii împrumutați. Adică eu să dau pensii din banii împrumutați. Este ca și când aș. De la străin, de, de, de la alții. Din afara da, familiei. Da, Ca și când eu aș vrea să, știu, să mă asigur o. Un confort oarecare, dar confortul acela îl construiesc pe bani care nu sunt ai mei, nu am de unde să-i dau înapoi. Asta este o observație necesară, și îmi construiesc confortul doar pentru că eu sunt mulțumit sau aș dori să-mi asigur confortul. N-am nicio altă justificare. În Biblie. Dumnezeu se prezintă pe simne ca un Dumnezeu multigenerațional. Este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Întotdeauna, binecuvântările și blestemele din Biblie sunt însoțite de binecuvântări peste, peste generații, până la al miilea neam. Adică foarte, foarte departe în generații, Dumnezeu este atent cu ceea ce se întâmplă. Și responsabilitatea îngrijirii a hai să zic așa, așa zisei pensii, revine generațiilor. Nu prin a lua o parte din salar când el lucrează, ci prin a construi în cadrul familiei relații de calitate. Adică dacă eu, atunci când copiii mei sunt... Descendenții au grijă de precedenți. Exact. Și, tiparul și -a. invers. Adică a, când copiii mei sunt mici, eu ca părinte am grijă de ei. Când eu sunt în vârstă și ajung în mintea copiilor, adică se întoarce uh -huh. roata și ei a, trebuie să aibă grijă de mine. Acesta este principiul Bibliei. De asta nu avem zile de bătrâni. În Biblie nu avem zile de, da. Da. de bătrâni. Și, da, și pentru... vedem tiparul reluat în 1 și 2 Timotei, când văduvele bisericii sunt îngrijite de familia bisericii în cazul în care nu au o familie sau nu, nu le-a mai supraviețuit familia. Aici decât... ajungem la un subiect foarte drag mie și anume că dacă biserica ar face ceea ce îi se cere în Biblie n-ar mai fi nevoie de organizații non-profit foarte de, corect de, Sunt de aceeași fundații părere. și de tot Biblia ar, ne învață că biserica ar trebui să poarte de grijă celor uh, care sunt văduvi, văduvelor, orfanilor, străinilor. Uh, Dintr-o dată, uh, practic, biserica ar deveni o reprezentanță, o ambasadă a lui Dumnezeu uh, în contextul social în care suntem. Așadar, nu este legitim, moralmente, să... Mă împrumut, să-mi fac o pensie foarte mare, și după aia să trăiesc cu mentalitatea, oricum mor, că-i pensie. Oricum da, oricum mor, nu mai plătesc, nu mai toată povara da. este a statului, acestei comunități da. din care și eu fac parte, da. dar nu mi-asum responsabilitatea față de, de această comunitate. Ce ar trebui să facă cineva, totuși, pentru vremea când nu mai poate munci, în afară de a construi relații de calitate, cum am înțeles, în familie, există principiul economisirii în scriptură, da. bani, cum se spune în proverbul românesc, bani al pentru zile mai negre? Nu, principiul acesta nu există în scriptură de a, de a aduna bani al pentru zile negre, pentru că există pericolul, cum vorbește Pavel lui Timotei, ca la un moment dat oamenii să se încreadă în bani. Ori banii nu sunt un element de, de încredere și vedeți hmm. volatilitatea banului Sigur. și nu, nu, nu constituie niciodată un element de încredere. Însă, în Biblie există principiul investirii, a semănatului da. și a culesului. Adică a ceea ce eu Talantul pot care este cumpărat și exact, pus în valoare, pot să fac pe termen lung fără să acumulez bani. Acumularea de bani s-a văzut și mai ales în perioade de inflație, s-a văzut că nu este o soluție. Și ceea ce pot face eu este să investesc. Sunt lucruri pe care Dumnezeu și le revendică în dreptul lui și care într-adevăr sunt lucruri demne de, de, investit. Pot să fac investiții în mobilia, imobiliare, în imobiliare, terenuri, să cumpăr proprietăți și uneori am văzut și știu pe cineva apropiat mie care a aplicat principiul acesta. La, ca să înțelegeți un, ce se întâmplă cu generațiile. A cumpărat un apartament pentru copiii lor. Când copiii lor când fata s-a căsătorit, a dat acel apartament fetei, dar nu pe gratis. Și a zis, în fiecare lună îmi plătești timp de 20 de ani cât ai plătit tu ca să-ți cumperi tu apartamentul respectiv? Cât ai plătit unei bănci? Unei da, bănci, da. Nu da. plătești da, o sumă cât ai plătit o. Interesantă idee. Și mi-o plătești. Ei, ei acumulează bani Și cu banii respectiv, nu acumulează, practic, îi investesc și uh, vor cumpăra un apartament pentru nepoți. Nu își adună pentru ei, că nu au, nu au da. nevoie. Dar fac o altă investiție. Dintr-o investiție, fac o altă investiție. Și obligă pe tineri la o disciplină financiară la care probabil ei nu s-ar fi gândit exact. sau nu ar fi fost responsabili atât de mult cum ar fi fost obligați de o bancă, spre exemplu, Așa. strânși cu. Pentru ușa. că întrebarea este când are nevoie urmașul meu de moștenirea mea, când are 50 de ani sau când are 20 de ani. Dacă eu stau să-i dau moștenirea când mă apropiu de moarte, el deja are. Anumite lucruri realizate. O carieră, o profesie, poate o casă, o mașină, ceva, le are. Dar dacă eu îi dau bani sau îl ajut, că nu îi dau bani neapărat, îl ajut la începutul familiei lui. Să zicem, ei adună bani de la copii pentru 20 de ani și apoi cumpără un apartament când nepotul va avea fix 20 de ani și se va căsători. Va avea nevoie de acel lucru. Deci, deci trebuie să schimbăm termenii. Nu economisire, ci investiție. Investiția. Dar investiția presupune creativitate. Exact. Și cineva ar putea întreba, bine, eu nu am uh, creierul lui Mircea Duda și nu sunt uh, atât de luminat, uh, când vine vorba de finanțe sunt absolut împiedicat. Uh, de unde această creativitate vine odată cu citirea scripturilor, vine uh, cu Duhul Sfânt în viața omului? De unde să fac rost de ea? Întotdeauna vine cu citirea scripturilor pentru că scriptura are multe idei și dacă din nou spun am trece doar prin pildele Domnului Iisus Hristos am vedea că jumătate din ele se referă la partea economică financiară. Dar dacă mergem în întreaga Biblie, am găsit o grămadă de, de soluții și de idei pentru că din nou lucrurile nu sunt noi putem să le preluăm dar creativitatea poate veni din interacțiunea cu alții. Dumnezeu ne-a așezat în biserici unde putem să beneficiem unii de alții. Noi nu suntem fiecare autosuficient, ci avem nevoie. Eu sunt uh, probabil mai, probabil mai priceput la un domeniu, altul este probabil mai priceput la alt domeniu, altul uh, e mai capabil să slujească în alt domeniu și prin slujirea reciprocă, ceea ce înseamnă mădularele unui trup, noi putem să ne ajutăm. Dacă, de exemplu, este o problemă în domeniul finanțelor, cu bucurie stau și ajut pe toți în domeniul acesta. Dacă este un domeniu croitoriei, mă duc la un croitor să mă ajute în ceea ce eu pot face. El poate face. Dacă este vorba de o domeniu zidăriei, mă duc și caut un, unul dintre membrii bisericii care este zidar și care să vină să mă ajute în lucrul respectiv. Prin slujirea reciprocă. Din pricina aceasta, mi se pare extrem de valoroasă ideea aceasta de investiri în relații de calitate. Exact. Când, când suntem într-o comunitate eclesială și suntem legați de legăturile Duhului Sfânt, atunci aceste relații capătă o uh, infrastructură și mai puternică pe care se susțin și, uh, și atunci. Putem găsi soluții chiar în comunitate este exemplu meu, nu avem timp să detaliem acum, când am trecut prin, prin intersecții mari din punct de vedere financiar, comunitatea eclesială a fost cea în care am găsit soluțiile, ideile, chiar dacă sunt absolut împiedicat în domeniul afacerilor. Și aș vrea să ne apropiem spre încheiere de un alt subiect care ocupă paginile ziarilor acum, după cum știți, Uh, a fost o discuție recentă între președinte, primul ministru primul ministru interimar legat de mărirea salariilor demnitarilor uh, coroborat cu mărirea salariilor uh, bugetarilor uh, eu sunt oarecumva pentru un anumit tip de elitism pentru plata specialistului discriminat față de cineva care are o calificare mai uh, mică, dar în momentul uh. când Venim în această zonă a slujirii publice, a celui care se pune la dispoziție, benevol, este ales democratic, dar vine cu o anumită uh, întâmpinare față de public, vreau să slujesc. Era ideea aristocrației din vechime, care nu avea nevoie de banii publici, ci veneau cu un capital privat, erau autosustinuți, boierii țării. Uh, acolo găsim o altă patologie, aici găsim o altă patologie. Închid cer tot pe la Grecia. Grecia a făcut exact acest lucru. A mărit foarte mult salariile bugetarilor, a dat salarii în domeniul public extrem de încurajatoare, apoi i-a pensionat foarte devreme. Ce ne facem dacă ai noștri guvernanți vor face acest lucru, vor rămâne într-o anumită zonă niște pensii de mizerie de maxim 100 de euro, iar salariile demnitarilor vor fi ridicate undeva la 2000 de euro. Cum vedeți această s-a spus lipsă că motivația bărat? pentru creșterea acestor salarii este ca să nu mai existe corupție sau să nu fie tentați să fie atrași de corupție. Biblia ne spune că inima omului este ne spus de înșelătoare, ne spus de, înșelătoare deznădăjdui și deznădăjdui de, rea. de rea. Ei, în acest context indiferent, cum ar crește salariile și cu cât am premia, să zic așa, pe cei din frunte? Inima lor ar rămâne îndreptată spre rău, și uh, întotdeauna am vedea că lucrurile. Uh, Uitați-vă la ceea ce se întâmplă: lucrurile degenerează continuu. Pe de altă parte, există țări în care cei din conducere donează, primesc salarii destul de bune, dar le donează pentru caritate, tocmai pentru ca să-și dovedească această uh, slujire bună publică, bună da. intenție, da, și uh, să facă pe oameni să îi susțină, nu pentru banul care, sau să înțeleagă că oamenii susțin, nu pentru banul care l-ar câștiga acolo, ci pentru uh, ceea ce el face pentru țară. Undeva a fi într-o slujire publică este ca și, ca, ca, și a merge în război. Te duci să-ți dai viața pentru țară. Nu te duci să-ți dai viața pentru țară dacă vei câștiga nu știu cât. Și asta este valabil când vorbim de militari și vorbim și de uh, înalții demnitari. Altfel, soldatul credincios patrii devine un Simplu mercenar. E mercenar. Deci, exact. asta acolo. e mare diferență între mercenar și uh, soldatul credincios. Da. Ei, uh, la fel pot vorbi și de înalții demnitari. El uh, nu va fi niciodată soldatul credincios atâta timp cât uh, vine și îmi spune mie uh, cu tupeu că ceea ce îl motivează este salarul. Atunci, el este un mercenar pentru o vreme propulsat acolo de interese personale, egoiste și care în niciodată să nu mă aștept ca să fie în interesul meu, în favoarea țării, pentru binele nostru comun, ci va fi întotdeauna pentru binele lui. Iar această piramidă cu mărirea aceasta a salariilor pentru demitari, pentru parlamentari, care și așa sunt foarte mulți, avem un parlament supradimensionat, va fi o piramidă care se răstoarnă peste noi, imposibil de suportat de uh, spațiu public. Iată, astăzi am învățat câteva lecții importante. O națiune, precum un individ, se poate comporta ca un individ irresponsabil și poate plăti uh, un preț extrem de mare. Uh, Dumnezeu se pare că folosește în aceste zile Grecia ca pe un exemplu didactic, uhum. tocmai pentru a nevertiza. Și bine ar fi să ținem seama, ca români, să ne proiectăm în viitor, dacă mergem pe aceeași cale, putem avea aceeași soartă. Și există, există tendințe? Există în astea, tendințe în fiind astea. și prinși de acest spirit balcanic, mm. și prinși de febra aceasta revoluționară de a nu ne mai autopersecuta sau de a ne autoflagela economic. Sau cu mândria. De cine suntem noi, sigur, România. Sigur, au, România voi... este națiunea, pretenție. centru spiritual al omenirii da. uh, și despre asta aș vrea să discutăm altă dată. Uh, apoi am învățat că în Biblie nu există pensie, ci există investiții în relații și Dumnezeu este un Dumnezeu transgenerațional. Uh -huh. Și apoi că salariul nu este scopul muncii, nu muncim pentru salariu, noi muncim pentru altceva, cel puțin. Noi credincioși ar trebui să avem alte obiective. Biblia ne spune: când faci un lucru, îl faci ca pentru Dumnezeu. Ca pentru Dumnezeu. Este O mare, socială. Paralela uh, între soldat și cel care merge în serviciu Mercenar. public ca politician versus mercenarul care merge numai pentru plată, mi se pare o paralelă extrem de reușită atunci când ne gândim la aceste gropi extrem de mari. Un exemplu este președintele Franței, care și-a redus salariul cu 30% din câte știu, în conformitate cu celelalte salarii de președinți de companii sau de uh, reprezentanții ai statului uh, la nivel mediu, în felul acesta comunicând țării sale, care se află de asemenea în criză, că este solidar cu, cu nevoia, nevoia poporului. Mulțumesc! Încă o dată pentru invitații, și nu va fi ultima noastră întâlnire. Știu că aveți o întreagă serie pentru biserică despre disciplina financiară, și acum când este finalul verii, final de sezon, final de concedii, când oamenii au mers și au risipit ceea ce au cumulat, uneori irresponsabil, probabil va trebui să mai învățăm o lecție într-una din săptămânile viitoare despre concedii ce facem? Ne adunăm jumătate de an bani ca să risipim undeva în locații exotice tot ceea ce am avut in, inclusiv din împrumuturi, împrumutându-ne pentru distracții sau probabil există și alte forme duhovnicești biblice și mai responsabile de odihnă. Mulțumesc încă o dată pentru contribuția la luminarea prin lumina Scripturii a mentalului nostru colectiv evanghelic.